Da. Uite casele. Încă mai avem semnal. Aceasta este Valea Prahovei. Noi urcăm, urcăm, urcăm. Domnule, mergem la cota 2000. Ai mai fost cu telegondola vreodată? Nu. Cum e prima experiență? Foarte. E mai mai liniștitoare decât cu avionul un pic, că nu merge în viteză așa de rău. Ce frică? Nu, deloc. Am prins o zi superbă. Astăzi este soare, este senin și ridică-te și umblă, urcă la cota 2000. Doamna Rodica, vă e teamă? Aveți așa o oarecare nu, teamă? Nu. Ui, cât de adânc este! Uite, ce frumos e! Câtă pădure, vai, ce frumos e, Doamne! N-am mai fost de când aveam 20 de ani, cred. Ați fost cu telegondola acum 20 de ani, cu telefericul? Da. Deci, Octavian, eu ți-am promis că dacă se prăbușește, eu te țin. A, nu. Și nu o să cazi. Ce s-a promis? Fragmente din noi? Da, și place. Fragmente, a, dar nu mă, că ce uite, place să... cădem pe moale, că e, e, e de desubt sunt brazi, vegetație, brazi. Zăpadă. Zăpadă. Mamă, ce bine. Și nu ne-au luat ăștia niciun ban? Nu, de este gratis. Scăpat? Ridică-te și umblă, are prioritate pe oriunde mergem. Prima serie. Dar trebuie să le dați certificatele. Prima serie. Vă vede în căruci. De tabere pe care le organizează asociația Ridică-te și umblă la Centrul Național de Activități. Am stăm pe loc. Prima serie a avut parte de multe, de multe plimbări. Adică am vizitat muzeul cinegetic, Castelul Peleș, acum mergem la cota 2000 cu telegondola, moment în care s-a oprit puțin, nu știu de ce, cred că a rămas fără motorină, fără benzină, dar nu-i nimic, tocmai am pornit. Probabil că trebuie să meargă mai încet un pic. Da, a făcut o stație. A făcut o stație. Cineva a coborât aici în vârful muntelui. Octavian. Da. Ce a însemnat pentru tine aceste zile la centrul de la Sinaia? Aceste zile pentru mine au însemnat foarte multă bucurie că pot să rezist la munte și să-mi placă. Eu am pornit, am fost când eram în clasa a 5-a odată la Sinaia și am rămas cu ideea că dacă nu pot să urc, ce să mai vin să chinui oamenii? Da, acum e altfel. De când am văzut că în mare și așa sunt aruncate hârtii și cutii de înghețat, oricum ar fi mai frumos așa la munte. Mie mi-a plăcut întotdeauna la mare ca să văd multă lume și că e apa sărată și contribuie foarte mult, după opinia mea, la circulația sângelui. Dar doamna Rodica, considerați că e important doar pentru persoanele cu dizabilitate această tabără de la Sinaia sau și pentru însoțitor, pentru familiar? Pentru... Nu, deci în general nu, e foarte importantă pentru că nu cred că am fi avut posibilitatea să venim amândoi, adică eu cu Octavian, singuri 4 zile, pentru că nu ne-am fi permis și nu am fi putut să facem atâtea excursii cât am făcut împreună cu Ridică-te și umblă. E o gură de oxigen și pentru părinți și pentru însoțitor să meargă cu copiii și să ne bucurăm cu toții de aceste magnifice zone de natură. Da, revenim când vom ajunge acolo sus la cota 2000.